Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 7 august, suntem în satul Cucuieți, comuna Solonț, pentru a o sărbători pe domnișoara Andreea, care plinește frumoasă vârstă. Surpriză din partea mamei sale. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Molă ți-am trăiască, molă ți-am trăiască, la molățean. Molă ți-am trăiască, molă ți-am trăiască, la molățean. Cine să trăiască, cine să trăiască, la molățean. Andreea să trăiască, Andreea să trăiască, la mulțean. Aplauze pentru Andreea! La mulțean, Andreea, să fii sănătoasă! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, cineva care te iubește din toată inima, ne-a trimis la tine cu o surpriză. Cine crezi că a fost? Nu știu. Să știi că ne-au trimis mai multe persoane, așa măcar un nume. N-ai idee, atunci o să afli un pic mai târziu, te rugăm să ții tortul și avem și două aranjamente superbe pentru tine. Așa, să-l ții și pe acesta, poți să ții și tortul și... Ok, și să mă ajute cineva cu acesta. Și bineînțeles o șampanie să o bei alături de cei dragi astăzi, să-l dăm tot domnului să o țină un picuț. Andreea, pe lângă toate aceste cadouri, noi avem o melodie însoțită de un mesaj și după ce o să le asculți, o să-ți dai seama exact cine ne-a trimis în această zi unică și specială. Casa nu mi-ar fi fost casă de nu te-aș avea la masă.
fost neîmplinită și n-aș fi fost fericită. Casa nu mi-ar fi fost casă de nu te-aș avea la masă. Andreea, și avem și un mesaj frumos pentru tine, care zice așa: draga mea fică, am închis ochii pentru un moment și când i-am deschis, o persoană în toată firea stătea în locul în care mai ieri era un copilaș. Acum nu te mai pot duce în brațe, dar cu siguranță te duc oriunde cu mine în inima mea. Mi-ai oferit atâtea motive de mândrie și momentul în care sunt cea mai mândră e atunci când spun tuturor că ești fica mea. Te iubesc acum și pentru totdeauna. Ești o fică minunată, ești tot ce mi-aș fi putut dori. Și nu uita că oriunde te-ar duce viața, eu voi fi mereu lângă tine și te voi susține în tot ceea ce faci. La mulți ani! Te iubesc foarte mult! Cu drag, mama! Din partea dânsă venim cu mare drag astăzi la tine, Andreea. Dacă dorești să transmiți tu câteva cuvinte. Mulțumesc mult și vă iubesc foarte mult! Andreea, acum probabil te întreb de ce am venit cu două aranjamente. Cine crezi că ne-a trimis cu aranjamentul din Trandafir Roz? Să știi că sunt mai multe persoane. Nu te uita la mine. Măcar un nume așa, să vedem dacă ghice sau nu. Atunci o să zicem tot noi, cu mare drag, ți l-au trimis Silvia și Alice pentru tine astăzi. Mulțumesc. Dacă dorești să le transmiți și lor două, trei cuvinte. Vă mulțumesc mult și vă iubesc pe toți. Să știi că ești foarte iubită astăzi, în această zi frumoasă. La mulți ani și din partea noastră. Multă sănătate, îți dorim și fericire. Acum o să aprindem lumânările și până le aprind, îți pui o dorință în gând și apoi sufli în lumânări să se îndeplinească dorința ta. La mulți ani încă o dată, fericiți și sănătoși. La mulți ani!